Familia Flintstone s-a reunit. Familia Flintstone. Familia Sterp s-a adunat acasă la Ileana Sterp. Au făcut masă mare, iar Iancu Sterp cu logodnica lui Denisa, Getuța, Culiță și Daniela s-au bucurat alături de Ileana și soțul ei de o masă copioasă. Mulțumim! Însă un detaliu ne-a atras atenția și anume comentariul Danielei Iliescu. Se pare că blondina a fost deranjată de ceea ce spune lumea despre ea. Nu de alta, dar a ținut să înțepe pe răuvoitori, iar la imaginile cu întreaga familie împreună a scris următoarele cuvinte. Șoc, șoc, șoc! Daniela este prezentă alături de familie. Totuși, haideți să analizăm puțin cine lipsește și să ne întrebăm de ce. Sigur ceva se întâmplă. Ce a vrut oare Daniela să spună prin acest mic atac la adresa celor care comentează? A vrut să le demonstreze tuturor că de fapt ea se înțelege bine cu membrii familiei Sterp și nu e așa cum spun unii, că de fapt ea nu este foarte agreată în cadrul familiei? Se pare că Daniela este tare deranjată de ce spune gura lumii și a ținut să facă un comentariu ironic. Mulți ar spune că nu își avea rostul postarea sa și mai bine s-ar fi bucurat de timpul petrecut în sânul familiei, în loc să dea importanță mesajelor răutăcioase pe care le mai primește uneori. Mai mult decât atât, Culiță Sterp a postat o fotografie cu întreaga familie pe pagina sa de Instagram, unde i-a menționat pe toți, mai puțin pe Daniela, astfel încât poza respectivă nu a apărut și pe contul ei. Oare decizia a fost a Danielei și nu a vrut ca poza cu întreaga familie să apară pe pagina sa? Voi ce părere aveți? De ce credeți că se simte Daniela exclusă uneori? Ce vreau să ne arăt merimea la păcut? Ce faci? Nina, șut! Șut, hai, șut! Dă-i șut! Repede! Dă-i șut, repede! Șut! Bă, nu așa, mă! Dă-i șut, mă! Dă-i șut!